Maria Grapini a rebufnit. Scrisoare pentru Klaus Iohannis, am dreptul să vă cer să vă implicați. Avei obligația să o faceți. Maria Grapini a scris lui Klaus Iohannis, avei obligația, domnule președinte, să apărați suveranitatea statului. Bat jocuri în România dacă nu o faceți. Europarlamentarul PSL, Maria Grapini, continuă demersurile în scandalul care destabilizează România, zilele acestea, pe tema ingerințelor Comisiei Europene în problemele interne ale statului. Potrivit ultimelor dezvăluiri, intrarea brutală a Europei în chestiuni ce indirect de suveranitatea României s-a făcut sistematic, ani de zile, sub privirile îngăduitoare ale celor care au condus destinele RI. Ironic sau nu, însui numele președintelui Klaus Iohannis a fost trecut pe o listă scurt sau lung, vom vedea zilele acestea, cerut de ce, privitoare la dosare din justiție, stadii procesuale etc. Maria Grapini a reacționat dur, joi, 22 martie, la aceste devoalări ale unei situații incredibile pentru democraiile stabile ale lumii. Umanista a decis să îi adreseze o scrisoare deschisă președintelui Iohannis, în care punctează, cu subiectiv ridicat, esențialul. Domnule președinte, intrai sau nu în acțiunea de apărare a României și românilor? Unii când aveai de gând să reacționai la acest demers anacronic, nedemocratic. Felicit premierul României, primul de la aderare care, într-un mod ferm diplomatic, demn concret, cere Comisiei Europene să explice ingerințele fostei comisii în funcționarea justiției în României. Dumneavoastră, domnule președinte, garantul statului de drept, de drept, nu de drepti, ce faceți? Nu vă interesează dacă statul de drept din România, pe care îl invocai de dimineață până seara, este respectat și de către cei din exterior, aceia în fața celor aventlinai permanent. De ce te cei? Dorim un loc cel dut la Bruxelles? Aveți obligația, domnule președinte, să apărați suveranitatea statului. Bat jocuri în România dacă nu o faceți. Vorbim acum. Eu, ca român, ca cetățean și europarlamentar, am făcut toate demersurile permise de statutul pe care l-am, de mandatul pe care mi l-au dat românii. Eu nu mă opresc aici. Dumneavoastră aveți de gând să porni? Am dreptul să vă cer să vă implicați. Aveți obligația să o faceți, i-a scris Maria Grapini lui Klaus Iohannis.